Bună dimineața din Paris. Este foarte devreme. Am dormit extraordinar de bine în acel hotel. Este liniște, este cald, este, nu știu, foarte primitor. Oamenii sunt ok. O să caut acum la prima oră o cofetărie, o boulangerie, ceva. Boulangerie, cum zic ei. Poate mănânc un croissant, beau o cafea. Și astăzi, toată ziua, o să fiu pe drumuri. Vreau să merg la Louvre și vreau să fac o excursie pe Sena. Între timp, vă dați seama că Parisul este absolut super de vizitat. O să vedem și alte obiective. Căutăm ceva bun de mâncare. Prima dată mergem să mâncăm un croissant. Am venit la o mică cafenea. Abia deschisese ușa. Am, uitați, încălini au strâns ceva pe mese. Am comandat un croissant, un suc de portocale și o cafea. Am luat un espresso, un croissant care este fierbinte. Ia uiți, mamă mia. Și un fresh de portocale. Toate astea costă 7 euro. Am înțeles că aici este un cartier mai scump. Nu am văzut deloc negri, să știți. Ultima dată când am fost la Paris, erau numai negri în acel cartier. Croissantul este simplu, este umplut cu nimic, uitați, dar este foarte proaspăt și foarte, foarte bun. Asta nu e fresh de portocale, e un suc, a pus multă gheață, dar e ok. Și abia aștept să beau și cappuccino, să prind puteri pentru că azi vreau să mă prind toată ziua pe jos. Acel croissant a fost cam mic și am intrat într-un magazin mai mare, nu mă așteptam înăuntru să aibă și patiserie. Ah, ok. Nu m-a lăsat să filmez în cofetărie. Uitați ce mi-am luat. Eu nu știu ce sunt, dar sunt foarte proaspete. Și au fost 2,40 €. Și acolo am dat 7 euro pe un croissant, o mică cafeluță și un suc la bidon. Data viitoare știu. Mamă mia, ce bine arată. Astăzi muzeele sunt închise, așa că am rezervat o excursie pe Sena și o să mergem pe Champs-Élysées. Ia uitați aici o măcelărie. Un pui fript 14 euro, 15 euro kilogramul. Oh, mama mia. Frigărui de pui, 24 de euro. Copanele, 15 euro. Piept de pui, 20 de euro. Ficatul, 14 euro. Aici este iepure și astea sunt prepelițe. Arată foarte bine. Și o cofetărie. Uitați cum arată. Tarte, prăjituri, alte tarte, croasante. Mai sunt din ciocolată. Un ou mic, 10,50 €. Oul mai mare e 59 de euro.
Un cocoș, 30 de euro. Cât o costă asta mare, așa că se vede? Asta cred că e 200-300 de euro. Mezeluri, 30 de euro kilogramul. Oh, foie gras, e 195. Perină, 30 de euro. Cârnați, 30 de euro. Tata asta este 72 de euro kilogramul. Dar arată extraordinar. Fructe de mare, creveți, 18 euro. Creveți mai mari, 30 de euro. Garizi, uitați garizi. A, 100 de grame, 3 euro. Ăștia mai mari, 50 de euro. Rapane. Rapane, 28 de euro. Au, Saint-Jacques. Sunt 60 de euro kilogramul. Creveți ăștia mari, 9 euro. Dar arată, ia uite ce bine arată. Scoici. Scoicile noastre de Marea Neagră, 9 euro. Oh. Mama mia, cât de bine arată tot. Am ajuns și la Domul Invalizilor din Paris. Nu se vede prea bine de aici. A fost construit în 1670 de Ludovic al XIV-lea. A fost la început un spital militar capabil să trateze soldații francezi răniți în războaiele din Europa. Numele domului este o prescurtare de la Hôpital des Invalides. În 1676 a fost finalizată construcția. În jurul domului sunt 15 curți. Iar a venit cineva la mașină. Aici este îngropat mare geniu militar francez Napoleon între anii 1769-1821, ceea ce atrage mulți turiști ai Parisului. Haideți, poate îl filmăm și din altunde. Ia uitați ce mini simpatic. Este cât scuterul. Scuterul e mai mare. Are și trapă. Scaune din piele. Volan din piele. Radio caset. Mama mia. Și roțile. Pe cât sunt roțile astea? Nu văd. Cred că sunt pe 11, pe 12, ceva de genul. Asta e prima generație de mini. Ce simpatic este. Așa sunt toaletele publice. Totul automat. Foarte curat înăuntru. În stânga Sena. O să traversăm și noi imediat. Palatul Invalizilor.
Hai să traversăm. Alfred Picard. Trebuie să caut și locul de unde o să plece vaporașul. V-am zis, am rezervat o excursie pe Sena online. Vreo 2 ore. Dar ceva mai după amiază. O să mă mai plimb puțin și pe la 2 o să iau masa și după vreau să merg în excursie pe Sena. Ia uitați. Vaporașele pleacă din oră în oră. Nu trebuie decât să faci o rezervare pentru acea zi. Și după te duci din oră în oră când vrei tu. Toată lumea filmează, toată lumea fotografiază. Am văzut o grămadă de autobuze, autocare, pline cu oameni care filmau de la geam. Frumos Parisul. Asta este podul Alexandru al III-lea. Și puțin mai în față ajungem pe Champs-Élysées. Micul palat din Paris, vis-a-vis este Marele Palat. Iată, să filmez. Micul palat a fost construit cu ocazia expoziției universale din 1900 de către arhitectul Charles Giraud și adăpostește Muzeul de Arte Frumoase din Paris. Uitați ce frumos este. Vremea este perfectă de plimbare. Mâine arată 100% șanse de ploaie. Aici este Marele Palat. Văd că se lucrează. Construcția a început în 1897, după ce s-a demolat Palatul Industriei. În 1900, Marele Palat a fost ales gazda expoziției mondiale. Azi este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Paris, datorită acoperișului din sticlă impresionant. Păcat că au făcut acest zid și nu se vede nimic. Clădirea este o combinație, să încerc să ridic așa.
o combinație între fațadă din piatră de stil clasic, fier și stil Art Nouveau și sticlă. De aici se vede mai bine Marele Palat. Este în renovare. Champs-Élysées și în față Arcul de Triumf. Sper să nu mă calce mașinile. Stau chiar pe mijlocul străzii. Aici pe Champs-Élysées, uitați, în vârful târgului, un mic dejun este la fel și cu fresh de portocale, nu suc la, din sticlă. Costă 5,90 €, este mai scump la mine în cartier. Galeriile Champs-Élysées. Oh, doamnele, trebuie să fie atente. O să merg până în capăt la Arcul de Triumf și după aia o să ajung și la Sephora. Acolo cu 50 de metri până să ajungi, miroase toată strada a parfum. Este extraordinar. Am intrat în acest magazin. Am să plec și eu cu o amintire din Paris și mi-am luat două perechi de Converse. Foarte fain, model nou, unii 140 €, unii 100, dar foarte, foarte fain sunt. Se poartă acum Converse. Continuăm călătoria. N-am mai ajuns până la Arcul de Triumf, mă duc să caut vaporașul, să facem excursia pe Sena. Ia uitați aici ce mașină. Hai, un domn înăuntru, parcă e din filmele cu lui de fune. Ce simpatică e. 2CV, Citroen. O să mă întorc mâine, poi mâine mă întorc pe Champs-Élysées. Aici e o zonă foarte scumpă, am văzut numai branduri, numai Rolex, numai Bulgari, Elisab, hoteluri, hotel Bulgari, Hublot. Merg pe faleză, mai am cam 300 de metri până la vaporaj. Mulți turiști, multă lume, n-am văzut demonstrații, n-am văzut nimic de genul. Totul este foarte plăcut. Doar ce a plecat un vapor, ia uita ce e aici, câta coada. Și acum următorul vine peste o oră. Ei nu știu ce să fac. Ia uitați câta coada. Mama mea. Ne-am îmbarcat repede în 10 minute. Se poate sta și jos. Jos este închis, cu geamuri.
sper să nu mă prindă ploaia. Am plecat. Mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à bord des bateaux parisiens. Au fil de l'heure, nous allons passer souvent de pont et découvrir les principaux monuments de Paris. Devant nous, la plus belle avenue de Paris, la Seine. Ladies and gentlemen, good morning, welcome aboard the Bateau Parisien. Downstream, we are going to discover 22 bridges and the major monuments of Paris. In front of us, the most beautiful avenue of Paris, Seine River. Señoras, señores, buenos días, bienvenidos a bordo de los Bateaux Parisiens. Vamos a pasar bajo 22 puentes descubriendo los principales monumentos de París. Delante de nosotros, la avenida más bella de París, el río Sena. Lumea face cu mâna. Après le pont sur la gauche, vous allez voir le palais de Tokyo. Il a été construit par l'exposition universelle de 1937. Il abrite le musée d'art moderne. After this bridge, on the left, Tokyo Palace, built on the occasion of the 1937 Universal Exhibition. It houses the Modern Art Museum. El Palacio de Tokio a la izquierda fue construido para la exposición universal de 1937. Alberga el Museo de Art Bridge on the left, at the foot of the bridge, the mascot of Parisians, the Zouave. Aquí a los pies del puente a la izquierda pueden ver la mascota de los parisinos, el Zouave. You're going to see in one moment on the right the first American church built in Europe. It dates back to 1930. Y a la derecha van a ver la primera iglesia americana construida en Europa en 1930. Exposition Universelle de 1900. In front of us, the Invalid Bridge, the building on the left with the huge glass roof, is the big palace, the Grand Palais. It was built for the 1900 Universal Exhibition. El Puente de los Inválidos, el edificio. In front of us, the Alexander III Bridge. It was built in 1900 as a sign of friendship between France and Russia. This is the first single bridge in Paris that spans the river in one arc. Its architecture is typical of the turn of century. Y el puente Alejandro III fue construido en 1900 como símbolo de amistad entre Francia y Rusia. Fue el primer puente de París que cruzó el Sena con un solo arco. The storming of the Bastille. Some of the stones of this royal prison were used to build the Concord Bridge in front of us. Y la Revolución Francesa comenzó con la toma de la Bastilla. Algunas piedras de the Concord Square, in one moment on the left, with the obelisk brought from Egypt, from Luxor, in its center.
La Plaza de la Concordia, a la izquierda, pueden ver el obelisco en el centro de la plaza. Se trajo desde Luxor, de Egipto. Et c'est la gauche, dans les jardins des Tuileries, se trouve le musée de l'Orangerie. On peut visiter l'un des trésors de la peinture impressionniste, les nymphéas de Claude Monet. On the left, in the Tuileries Garden, is the Orangerie Museum, which houses one of the treasures of impressionist painting, Monet's water lilies. A la izquierda, en el jardín de las Tuileries, se encuentra el Museo de l'Orangerie. Allí se puede visitar uno de los tesoros de la pintura impresionista, los nenúfares de Claude Monet. Et sur la droite, le musée d'Orsay. Il est consacré à l'art du 19e siècle et en particulier à l'impressionnisme. Le musée a ouvert ses portes en 1986. On the right, the Orsay Museum. It is dedicated to the art of the 19th century and especially to impressionism. This museum was opened in 1986. Y a la derecha, el Museo de Orsay está dedicado al arte del siglo XIX y en especial al impresionismo. Este museo abrió sus puertas en 1986. Dans quelques instants, sur la gauche, l'un des plus grands musées du monde, c'est le Louvre. Il est aussi connu pour sa prestigieuse école d'histoire de l'art et pour ses défilés de haute couture. On the left, one of the biggest museums in the world, the Louvre. It is also famous for its school of art history and for its high fashion shows. Uno de los museos más grandes del mundo a la izquierda es el Louvre, conocido también por su escuela de historia del arte y por sus desfiles. Meters long. Mide 700 metros a lo largo del Sena. This is the quarter of the art galleries. Y uno de los barrios con más galerías de arte a la derecha es el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Devant nous, la passerelle des arts qui relie le Louvre et l'Institut de France. Vous allez le voir sur la droite dans quelques instants. Il abrite l'Académie française, the French Institute on the right. It houses the French Academy. Y el Instituto de Francia a la derecha alberga l'Académie francesa. De la Cité.
pariennes sur cette île il y a plus de 2000 ans. Les premiers habitants de l'île, les Parisiens, ont donné son nom à la capitale. We are now coming into the historical heart of Paris. In front of us, l'île de la Cité, City Island. Paris was founded on this island over 2,000 years ago. The Parisiens were living there and they gave their name to Paris. Llegamos al corazón histórico de París. A la izquierda van a ver, aquí lo tienen, la isla de la Cité. Aquí se fundó París hace más de 2000 años. Sus primeros habitantes, los parisis, dieron su nombre a París. Et devant nous, le plus vieux pont de Paris, c'est le Pont Neuf. Il a 400 ans. In front of us, the oldest bridge in Paris. This bridge is... et de la Sorbonne. Devant nous, le pont Saint-Michel. We're arriving in the Latin Quarter on the right. This is the area of the students on the Sorbonne University. In front of us, St. Michael's Bridge. Llegamos al barrio latino, es el barrio de los estudiantes, a la derecha, el barrio de la Universidad de la Sorbona. Delante de nosotros, el puente Saint-Michel. Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame de Paris, l'une des plus grandes cathédrales gothiques de France. Commencée en 1163, sa construction dura deux siècles. This is Notre-Dame de Paris, one of the largest Gothic cathedrals in France. Its construction work began in 1163 and lasted almost 200 years. Esta es Notre-Dame de Paris, una de las catedrales góticas más grandes de Francia. Su construcción comenzó en el año 1163 y duró casi dos siglos. One time. Yes, I'm on the phone.
inhabited island would have joined to form one. A la izquierda la isla San Luis. Hasta el siglo XVII habían aquí dos islas inhabitadas que se reunieron para formar una sola más grande. Et devant nous, le pont de la Tournelle avec la Sainte Patronne de Paris, Saint-Geneviève. Derecha en la parte alta del puente. Importantes de la capital, la Tour d'Argent. Of the Arabic World. It was constructed by architect Jean Nouvel, inaugurated in 1987. El Puente Sully, a la derecha, el Instituto del Mundo Árabe, construido por el arquitecto Jean Nouvel, inaugurado en 1987. Open-air sculpture museum. Estamos pasando junto al muelle San Bernardo a la derecha con su museo de escultura al aire libre. The most beautiful old aristocratic houses of Paris, L'Hôtel Lambert. It was built in the 17th century. A la izquierda detrás del puente 7. A gauche, on the left, a la izquierda. Most romantic bridge in Paris, in front of us, the Pont Marie, Marie Bridge. Close your eyes and make a wish under the bridge. El puente más romántico de París es el Pont Marie, cierre. On the right, in one moment, the City Hall of Paris since the 14th century. Y a la derecha, el Ayuntamiento Principal de París desde el siglo XIV, l'Hôtel de Ville. Voilà, sur la gauche, on the, sur la droite, on the right, a la derecha. Voilà. La Conciergerie, c'est un important vestige du premier palais royal qui est devenu plus tard le palais de justice. Pendant la Révolution, la Conciergerie était une prison. La reine Marie-Antoinette, Danton et Robespierre y ont été enfermés avant leur exécution. This is the rest of the first royal palace, which became later the Court of Justice. During the French Revolution, it was a prison in which Queen Marie Antoinette, Danton, Robespierre, and many others were imprisoned before their execution. Y de nuevo, el puente más antiguo de París, el Pont Neuf, desde este lado de la isla. Le Louvre a été construit ici au IIe siècle par le roi Philippe Auguste pour devenir ensuite la résidence des rois de France pendant des siècles. Après la Révolution française, il a été transformé en musée. On the right of the Louvre again. The first castle was built here in the 12th century by King Philippe Auguste and became later the residence of the French kings for centuries. After the French Revolution, it was transformed into a museum. On the left, the building with the green dam is the Hotel de Salm,
It houses the Museum of the Legion of Honor. A la izquierda, el edificio con la cúpula verde es el Hotel de Salm, alberga el Museo de la Legión. Mascota Parisului, această statuie. Aproape gata excursia. Acum merg să caut un restaurant. E o foame de lup. Am intrat într-un restaurant japonez. Arată toate foarte bine. Și o să-mi iau meniul acesta, tempura, cu supă miso, salată, orez, 4 creveți și legume. Sunt foarte multe produse aici pe care, ia uitați. Toate au și supă. Și asta ce bine arată. Mamă mie! Și sunt foarte multe, ia uitați. Dar abia aștept să vină mâncarea. A venit supa. Supă miso. N-are mai nimic în ea, câteva tofu, alge și salata care este cu ridiche. Este foarte, foarte gustoasă salata. E așa mănâncă prima dată salata, după supa și la sfârșit felul principal. Mâncarea arată foarte bine și eu n-am rezistat, mi-am luat și ceva sushi și ceva somon, dar cu ghimbir murat. Aici niște frigărui care sunt cu carne de vită și brânză. Uitați cum arată frigăruile. Un orez și imediat vine și tempura. Mama mea, cum arată mâncarea aici. A venit și tempura mea, creveții tempura. Arată, ce să mai zic, extraordinar. Am nimerit foarte bine acest restaurant. Uitați câtă mâncare am. Uitați cum se numește restaurantul, Fukushima. Este aici și adresa. Nu am mai mâncat ceva atât de bun. Cred că din Viena, la acel restaurant tot asiatic. Totul a fost gătit la perfecție. Un deliciu. Am mâncat aproape tot. Vă spun, incredibil de bună mâncarea. Astea fiind spuse, pentru ziua de azi o să închei. Mă duc către hotel. O să mai ies puțin de seară, dar nu cred că mai mănânc când ajunge. Poate o să iau o salată de undeva, văd. Dacă v-a plăcut, mai ales excursia pe Sena, eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.